Bună dimineața! Pacea Domnului! În prima epistolă a lui Petru, 5:8, cuvântul lui Dumnezeu spune: Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care râmnește și caută pe cine să înghită. Daniel era un tânăr care îl iubea pe Dumnezeu. Din nefericire, a fost luat rob în Babilon. Pentru că era credincios, Domnul i-a dat multă înțelepciune și de aceea a ajuns prim-ministru în această țară. Din cauza că era străin și rob și pentru că îi slujea lui Dumnezeu, unii oameni îl urau și mai ales prietenii lui. Acum Daniel se ruga de 3 ori pe zi, pentru că nu găseau motive cum să-l condamne. L-au păcălit pe împărat să dea o lege prin care să impună închinarea doar la împărat. L-au păcălit și de data aceasta. Acești oameni l-au prins pe Daniel rugându-se și l-au părât împăratului. Cu părere de rău că împăratul semnase legea, a trebuit să-l dea pe mâna colegilor lui, care aceștia l-au aruncat în groapa cu lei. Ce fericiți mai erau! Își frecau mâinile de bucurie în jurul gropii. De-abia așteptau să-i vadă oasele lui Daniel. Ajuns în groapă la acei lei fricoși, Daniel a rămas calm și se ruga. Ce credeți? Ce părere aveți? Câți lei au și l-au mâncat pe Daniel? L-a salvat Dumnezeu pe Daniel? Da. Da, pentru că era credincios. Dacă nu suntem credincioși, vom avea parte de ospățul leilor. Fiți treji și vegheați. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși. Amin.